În ultima parte vom discuta despre piețele valutare. Ceea ce privește situația la nivelul celei mai populare perechi valutare, trebuie spus că euro a înregistrat a patra lună de creștere. Prin urmare, vorbim despre o secvență ascendentă foarte puternică, foarte impresionantă din partea monedei europene. Mai mult, modificarea abordării Rezervei Federale nu reprezintă întocmai un semnal optimist pentru dolar, întrucât o inflație mai ridicată ar putea, de fapt, ar duce la o erodare a puterii de cumpărare a dolarului, cel puțin la nivel local, la nivel național, iar această tendință s-ar putea transpune și la nivelul puterii de cumpărare de pe piața valutară, cel puțin pe termen mai lung. Prin urmare, în acest context, euro pare să se afle într-o ipostază destul de pozitivă și extinderea secvenței ascendente către nivelul de la 1,2 dolari per euro reprezintă o confirmare a acestei presupuneri. Astfel, după o secvență de așteptare, o secvență de pauză observată în timpul sesiunii, în timpul sesiunilor de săptămâna trecută, ultima zi a săptămânii anterioare a dus la un nou val de încredere care a forțat spargerea nivelului de rezistență de la 1.18387, marcat și de o retragere Fibonacci de 50% din secvența ascendentă, iar apoi a impulsionat prețul și deasupra acestui prag de la 1.19, care la fel se dovedea a fi o zonă destul de solidă, destul de puternică, mai ales că era marcată și de retragerea Fibonacci de 78,6% din aceeași mișcare. Testarea din această dimineață a zonei de la 1.19994 reprezintă un argument pozitiv, mai ales că acest nivel reprezintă, dacă trecem pe un interval daily, cea mai mare valoare atinsă din anul 2018. Prin urmare, vorbim despre o performanță remarcabilă, având în vedere contextul actual. Mai mult, Rezerva Federală pare dispusă să mențină dolarul la nivelul joase cu orice preț, iar acest lucru s-ar putea transpune într-o secvență descendentă accentuată pe termen mai lung pentru moneda americană, iar în acest sens euro s-ar putea dovedi a fi principalul câștigător din această reorientare a investitorilor către alte tipuri de valute, iar în acest sens trebuie urmărite niveluri mai ridicate. O spargere a acestui prag deschide drumul către niveluri mai ridicate. Următoarea zonă interesantă, 1.21.226. Suport, desigur, 1.19.667, nivel care a marcat și încheierea secvenței ascendente menționate anterior. Dacă vorbim despre lira sterlină, aceasta a traversat o sesiune destul de agitată în timpul zilei de ieri. Nu a reușit să-și găsească neapărat o direcție și astfel am asistat la evoluții contrastante. După o perioadă de nehotărâre la nivelurile de închidere de vineri, am asistat la o corecție care a dus la testarea acestei linii ascendente de trend. Ulterior, în a doua parte a zilei, am asistat la un nou val de entuziasm care a marcat o distanțare de această barieră, dar după care un posibil val de ordine de marcare a profiturilor, vedem că a dus la o nouă secvență descendentă care s-a extins și
și în timpul sesiunii de astăzi, dar la fel în acest moment vedem o nouă secvență ascendentă. Pentru moment, linia ascendentă de trend rămâne principalul punct cheie pentru direcția de evoluție a perechii valutare, iar o posibilă spargere a acesteia ar putea să ducă la o potențială mișcare corectivă sau cel puțin la o perioadă de așezare, la o perioadă de mișcare laterală. Dar până atunci tendința pare clar pozitivă, pare clar ascendentă. Perspectivele legate de Brexit sunt în continuare un subiect important, deși par să fie puse pe plan secund, cel puțin pentru moment. La nivelul cotației USD-JPY, dolarul, vedem că s-a redresat în raport cu yenul în timpul ședinței de ieri. Prin urmare, am asistat la o recuperare până în zona 106, la aproximativ 106 yen per dolar, după care vedem că dolarul a început din nou să-și piardă din încredere și am asistat la o nouă secvență descendentă. Mai mult, în acest nivel am asistat la un fenomen de dead cross, ceea ce înseamnă că media mobilă pe un interval mai redus de timp, de 50 de perioade, este cazul aici, a scăzut sub media mobilă de 200 de perioade. Acest semnal este de obicei unul de retragere și pare să ne indice o nouă secvență ascendentă pentru yen, care desigur reprezintă un aspect negativ pentru dolarul american. Lucru de înțeles dacă avem în vedere contextul. Din nou, zona de la 105 s-a dovedit un nivel de susținere important pentru dolar, de aici pornind secvența ascendentă de ieri, și rămâne în continuare și un nivel important de rezistență pentru yen, întrucât cel puțin recent cumpărătorii nu au reușit să depășească această zonă, au reușit să pătrundă această barieră și de fiecare dată am asistat la respingeri, ban zona 105-200, ban zona 105-100, motiv pentru care această zonă 105-200-105 pare să fie un obiectiv primordial pentru cumpărătorii de yen. Pentru moment, primul nivel de rezistență se află la 105-550 și spargerea acestuia ar putea să ofere mai multă încredere cumpărătorilor de yen. Calendarul de astăzi aduce date interesante, vorbim despre un val de indicatori PMI din sectorul manufacturier din zona euro, dar aceștia nu au potențial de a determina mișcări în piața atât de ample, întrucât reprezintă valori finale și nu reprezintă valorile primele valori, ci doar reactualizări a valorilor inițiale. Totuși, la nivelul zonei euro se va publica inflația pentru luna august. Vedem că se așteaptă o valoare de 0,2% după nivelul înregistrat în luna iulie, 0,4%. Ulterior, în această după-amiază, se vor publica date interesante din SUA. La ora 5, ora României, indicele ISM privind sectorul manufacturier, vedem că se așteaptă o creștere 53,6 puncte față de 50,9%, iar ulterior 23-40 stocurile de petrol analizate de API se așteaptă o scădere cu 1,9 milioane de barili. Prin urmare, ne așteaptă o a doua jumătate a sesiunii destul de interesantă și în continuare atenția se va orienta și către situația de pe planul geopolitic. Am menționat deja noi subiecte de tensiune între
între China și SUA, dar și către situația legată de pandemie și modul în care evoluează aceasta. Prin urmare, ziua de astăzi ar putea să fie una destul de interesantă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă. Spor la pipci!